Victoria Ocară vă prezintă Telejurnalul. Bună ziua și bine v-am găsit la Telejurnal. Iată principalele subiecte. Autoritățile de la Chișinău vor deschide 139 de secții de vot în străinătate, la fel ca în primul tur de scrutin. Unele secții vor funcționa la alte adrese. Șoferul unui taxi a fost la un pas de moarte după ce s-a urcat beat la volan și a apăsat prea tare pedala de accelerație. El avea o alcoolemie de 0,64 mg pe litru în aerul expirat. Din 23 noiembrie, cetățenii Republicii Moldova care vor să călătorească în Spania vor avea nevoie de test PCR negativ, efectuat cu 72 de ore înaintea intrării în țară. Situația alarmantă la liceul municipal internat cu profil sportiv din sectorul Buiucani al Chișinăului. Aproape 20 de elevi din mai multe clase au acuzat aseară și azi dimineață dureri de burtă și vomă. Contactați de TVR Moldova, responsabilii de la Direcția Municipală de Învățământ au declarat că la fața locului au fost chemați specialiști de la Centrul de Sănătate Publică pentru a investiga situația și de a preleva probe. Deocamdată medicii nu știu exact de ce s-au îmbolnăvit copiii, însă presupun că e vorba de o intoxicație alimentară. Responsabilii Direcției Educație au promis să ofere detalii mai târziu. Cetățenii Republicii Moldova pot călători din nou în Ucraina. Autoritățile de la Kiev au redeschis circulația la posturile vamale Basarabeasca, Serpiniovo 1 și Ceadărlungu 1, inclusiv pentru transportatorii de mărfuri. Rămân însă în vigoare unele restricții de circulație impuse în perioada de pandemie. Basarabenii care vor să călătorească în Ucraina trebuie să prezinte la punctul de trecere polița de asigurare medicală care să acopere costurile unui eventual tratament pentru COVID-19. În vara acestui an, Ucraina a inclus Republica Moldova pe lista statelor cu risc epidemiologic sporit și a impus restricții de circulație pentru basarabeni. Ucraina a renunțat la unele dintre aceste măsuri după ce pe 31 decembrie a inclus Republica Moldova în lista statelor din zona verde cu risc epidemiologic redus. Fondurile Uniunii Europene stau la baza inițierii multor afaceri deschise în Republica Moldova. Una dintre ele este în apropierea localității Sofia, raionul Drochea. Facem și noi o vizită peste câteva momente în Telejurnal. La alegerile prezidențiale de duminică, autoritățile de la Chișinău vor deschide 139 de secții de votare în străinătate, la fel ca în primul tur de scrutin. Ministrul de Externe, Aureliu Ciocoi, a declarat că totul este pregătit în proporție de 99%. El a precizat că unele birouri electorale din străinătate vor funcționa pe alte adrese, care sunt indicate pe site-ul oficial al Ministerului de Externe al Republicii Moldova. Autoritățile din Italia au confirmat oficial că deplasarea și accesul la secțiile de votare pentru alegerile prezidențiale va fi permisă cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv în zonele în care circulația este restricționată din cauza pandemiei. Totuși, la cererea poliției, alegătorii vor trebui să prezinte în mod obligatoriu o declarație pe proprie răspundere. Un model al acestei declarații poate fi descărcat, de exemplu, de pe pagina de Facebook a Consulatului Republicii Moldova la Milano. Între timp, ministrul de Externe Aureliu Ciocoi a dat asigurări că totul este pregătit. Au fost expediate, deja au și ajuns, cel puțin în spațiul european, autocarele cu echipament adițional, să are vedere cabine de vot, urne de vot, inclusiv ștampile, utilaj, echipament tehnic pentru operatorii care vor gestiona fluxul de cetățeni care vor se prezenta duminică la secțiile de votare. În linii mari pot spune că suntem gata. Premierul Ion Chicu a cerut la rândul său poliției să vegheze îndeaproape ordinea publică și să împiedice orice încercare de a transporta organizat alegătorii la secțiile de vot. Chicu i-a acuzat din nou pe cetățenii din diaspora că vin organizat la votare, lucru interzis însă pe teritoriul Republicii Moldova. Nu știu cum contracarăm peste hotare acest fenomen care înțeleg capătă amploare. Am văzut ce se întâmplă în spațiu mediatic, dar acolo probabil că o să informăm autoritățile străine despre acest lucru, dar pe intern aici, domnul ministru, deci voi cu
transportarea organizată nu trebuie admisă. În primul tur de scrutin prezidențial, la secțiile din străinătate au votat peste 149.000 de alegători. Atunci s-au format cozi la secțiile de votare din Germania, Italia și din Marea Britanie. Pentru al doilea tur al alegerilor, CECA a anunțat că pentru basarabenii stabiliți peste hotare au fost tipărite 671.000 de buletine de vot. Turul 2 al alegerilor prezidențiale va fi monitorizat de mai mulți observatori. Comisia Electorală Centrală a acreditat încă 185 de observatori, inclusiv 23 internaționali. Potrivit CEC, peste 40 de observatori din partea ONG-urilor vor urmări cum se vor desfășura alegerile în străinătate. Observatorii pot să asiste la toate operațiunile electorale, la ședințele organelor electorale, inclusiv în ziua alegerilor, fără a interveni în procesul electoral. Ei au dreptul să-i semnalizeze președintelui organului electoral încălcări ale procesului de vot. Observatorii acreditați în primul tur pot monitoriza alegerile și în cel de-al doilea tur de scrutin. Pentru turul întâi, CEC a acreditat 2197 de observatori. Veste bună pentru tinerii basarabeni care studiază în România. Ei vor beneficia pe 15 noiembrie de o călătorie gratuită cu trenul către și dinspre localitățile unde sunt secții de vot pentru alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Elevii și studenții își vor putea ridica biletele de la casele stațiilor și agențiilor de voiaj CFR pe baza actului de identitate și a carnetului de elev sau student. Pe biletul de călătorie eliberat se va menționa numele și prenumele beneficiarului, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate. Pe teritoriul României vor fi deschise 13 secții de votare pentru alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Șoferul unui taxi a fost la un pas de moarte după ce s-a urcat beat la volan și a apăsat prea tare pe pedala de accelerație. Bărbatul de 32 de ani a pierdut controlul volanului, s-a răsturnat și s-a izbit cu mașina într-un parapet din beton de pe marginea drumului. Accidentul s-a produs în noaptea trecută pe șoseaua Chișinău-Bălți, în apropierea localității Bravicea, raionul Călăraș. La fața locului a venit poliția și ambulanța, iar șoferul beat a fost dus la spital. El avea o alcoolemie de 0,674 miligrame pe litru în aerul expirat. Poliția cercetează toate circumstanțele producerii accidentului. Deputații Platformei pentru Moldova îndeamnă pe ceilalți parlamentari să revină la muncă. Ei au anunțat astăzi că au pregătit mai multe proiecte de legi pe care vor să le examineze în plenul legislativului. Între proiectele de lege ale grupului parlamentar pro-Moldova se numără majorarea indemnizației la nașterea copiilor, asigurarea pensionarilor cu medicamente gratuite sau crearea farmaciilor mobile sociale în localitățile în care nu sunt farmacii. Deputații Platformei pentru Moldova vor să dezbată și un alt proiect de lege care ar egala statutul medicului cu cel al militarilor și polițiștilor. Doar vântul bate prin aceste coridoare. Practic nu este nimeni în acest parlament, probabil și jumate din secretariat nu este. Asta în contextul în care toți contribuabilii achită impozite pentru a plăti salarii deputaților, care au decis să facă orice, numai să nu muncească, să nu vină în parlament. Parlamentul de la Chișinău și-a întrerupt lucrările la începutul lunii septembrie, iar în sesiunea toamnă-iarnă au avut loc doar două ședințe în plen. Biblioteca Națională a Republicii Moldova a încheiat seria de evenimente dedicate zilelor europene ale patrimoniului cu o expoziție inedită. În toată perioada septembrie-octombrie au fost organizate mai multe activități specifice consacrate valorificării patrimoniului european. La evenimentul de final au fost invitați reprezentanți ai Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, ai Delegației UE în Republica Moldova și ai Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. La bilanț au fost menționate activitățile de promovare și valorificare a patrimoniului european.
prin proiectele Consiliului Europei, care deja de peste 25 de ani activează în țara noastră, care ne-a ajutat la început prin consolidarea legislației în domeniu, inclusiv Constituția și primele legi care au fost elaborate cu susținerea lor, și în domeniul cultural. Deci sunt multe proiecte care au fost organizate și implementate cu ajutorul Consiliului Europei, cum ar fi certificarea drumului vinului în spațiul cultural european, revigorarea Telefilm Chișinău. Expoziția cu genericul Patrimoniu și Educație, Să învățăm pentru viață, prezintă documente și publicații ale principalelor instituții europene cu exemple de bune practici, programe și surse de informare în domeniul patrimoniului cultural. Heritage, culture, cultural links have been always a main driver for the European Union cooperation with the Republic of Moldova. The European Union has been supportive of a number of projects, small and big, in terms of system strengthening of the culture of Moldova. Prin expunerea publicațiilor în vitrinele bibliotecii se marchează încă o dată apartenența Republicii Moldova la patrimoniul european. It is a pleasure for me to be here today for the opening of this exhibition on heritage and education on the topic Investment for Life, organized in the context of the European Heritage Days. Acest eveniment este organizat de Biblioteca Națională, dar în primul rând de Centrul Pro-European de Servicii și Comunicare din cadrul Bibliotecii Naționale, care are drept misiune de a promova valorile europene aici, la Chișinău. Expoziția poate fi vizitată la Biblioteca Națională a Republicii Moldova până pe data de 10 decembrie. Fondurile Uniunii Europene stau la baza inițierii multor afaceri deschise în Republica Moldova, iar exemple sunt o mulțime. Una dintre afacerile de succes este în apropierea localității Sofia, raionul Drochia. Un bărbat a creat o mini-fermă în urmă cu 7 ani, după ce a revenit din Italia. Recent, el a beneficiat de un grant din partea grupurilor de acțiune locală susținut de Uniunea Europeană și și-a procurat un tocător de crengi. Lemnele vor fi oferite gratuit oamenilor nevoiași. Miniferma lui Leonid Litvin se află la vreo 200 de kilometri de Chișinău. Pe 7 hectare se întinde o livadă de dud, are un iaz și un izvor. Proprietarul își dorește să curețe zona pentru a crea condiții de dezvoltare a turismului rural. Arată așa frumos, arată de aici, dar într-o însă nu poți face turism. Și a apărut ideea de a o curăți și de a o pune, fiindcă aguții sunt atâtea specii de aguți am întâlnit. De la sfârșit de mai și până la 10 septembrie tot se găsesc copți. Dorința de dezvoltare a afacerii l-a făcut să aplice la proiectul grupurilor de acțiune locală, unde a câștigat un grant din banii Uniunii Europene, a procurat un tocator de crengi. Uniunea Europeană ne-a ajutat cu 40.000 de lei și eu am pus 27.000 de lei. Am avut nevoie de așa un tocător pentru a le toca. Să le mărim de 25 de centimetri. Toate aceste lemne avem de gând să le dăm la bătrâni, la familii care nu prea au cu ce își procura de foc. Leonid își propune să transforme mini-ferma într-o agropensiune. Când vine cineva să-și poată imagina cum e la o microfermă, într-adevăr, cum e la o astea, cum e la o microfermă. Se poate bea o cană de lapte, să vadă cum se mulge vaca, cum se dă mâncare la animale. Să mâncă ea. Da. Am construit această minifermă pentru creșterea tăurașilor, pentru carne. Acum, la moment, i-am vândut, avem alții micuți. Fermierul crește aici și 50 de oi. Noi nu le mulgim, creștem cărlani. Și care își vrea să-și facă o zonă mastică și își permite ca să-și cumpere un cărlan, noi îi avem. Îl sacrificați. Da.
Leonid Litvin construiește acum un motel pentru cei care și-ar dori să rămână pentru mai multe zile la fermă. Mai caută și surse de finanțare. Aici am construit două cămeri de odihnă. Aici un cuptor moldovenesc, ca acasă, un cuptor. Și vreau să fac un cămin. Podeaua de acum este. Acoperișul este. Și aș vrea să fac niște cămeri de vară pentru odihnă. Accesul să fie din partea sei, din partea de afară. Acolo vreau o scară. Suntem niște crescători de animale și venit nu prea avem. Leonid Litvin a fost inspirat din fermele turistice din Europa și își dorește să amenajeze una asemănătoare și în Republica Moldova. Cu doar câteva zile înainte de alegeri, guvernul de la Chișinău a alocat prime pentru 180.000 de bugetari. Executivul a decis azi să ofere 500 de milioane de lei angajaților din medicină, educație și cultură. Potrivit deciziei guvernului, ei vor primi banii în decembrie, odată cu salariul pentru luna noiembrie. Premierul Ion Chicu a declarat că suma unui premiu anual va fi de aproximativ 50% din salariul de bază. Autoritățile au anunțat că recompensele salariale sunt oferite pentru rezultatele obținute de bugetare anul trecut. În această perioadă, tot mai multe persoane devin vulnerabile și au nevoie de ajutor. Din fericire, se găsesc și voluntari care să-i ajute. Unul dintre ei are 67 de ani. Îl vedem în acțiune peste câteva momente în telejurnal. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a fost internat și se va trata de COVID-19 la Spitalul Administrației Afacerilor de Stat. Biroul prezidențial nu precizează dacă starea lui Zelensky s-a înrăutățit după ce a fost testat pozitiv la începutul acestei săptămâni. În schimb, a anunțat că președintele lucrează de la distanță într-un birou personal amenajat în clădirea spitalului. Administrația prezidențială a anunțat că a fost spitalizat și consilierul președintelui, Andrei Ermac, care la fel s-a îmbolnăvit de COVID. Pe fondul creșterii numărului de infectări, guvernul de la Kiev a introdus un regim de carantină parțială pentru zilele de weekend. În zilele de odihnă sunt deschise doar magazinele alimentare și farmaciile. Este oficial, Comisia Europeană a încheiat contractul cu Pfizer și BioNTech pentru un vaccin anticovid. Cele două companii au anunțat că ar putea face primele livrări la sfârșitul anului, sub rezerva obținerii tuturor aprobărilor. Producătorii spun că este eficient în proporție de peste 90%. Comisia Europeană a încheiat contractul pentru o cantitate de până la 300 de milioane de doze de vaccin anticovid, ce va fi produs de compania americană și de cea germană. 200 de milioane de doze cu opțiune de încă 100 de milioane. Comisia a negociat în numele celor 27 de state membre. Potrivit Associated Press, vaccinul a fost testat pe 43.500 de oameni în 6 țări, fără să ridice probleme de siguranță. Mai multe date referitoare la siguranța vaccinului vor fi publicate la sfârșitul lunii. As we all understand, there is a process. We await now for the next results that Pfizer-BioNTech will announce, and of course, for any vaccine to be available within the European Union, it has to receive European authorization from the European Medicines Agency. Es que la esperanza no la podemos perder. Debemos de tener fe, pero que actúen con seriedad, con responsabilidad. Potrivit datelor existente, vaccinul necesită condiții speciale de depozitare la temperaturi de minus 70 de grade Celsius, ceea ce complică aspectele legate de transport și de programele de vaccinare. Primele vaccinări ar urma să se producă la începutul anului viitor. Companiile producătoare anunță, potrivit Financial Times, peste 1 miliard de doze în 2021. Comisia Europeană a mai încheiat contracte pentru vaccinuri anticovid cu companiile AstraZeneca, Sanofi și Johnson & Johnson. Din 23 noiembrie, românii care vor să călătorească în Spania vor avea nevoie de test PCR negativ, efectuat cu 72 de ore înaintea intrării în țară. Autoritățile spaniole vor aplica această măsură tuturor țărilor din zona roșie, în care incidența cazurilor de coronavirus este de peste 150 de infectări la 100.000 de locuitori. Inclusiv Republica Moldova. Singurele țări exceptate sunt în acest moment Finlanda, Norvegia și Grecia. În rest, ceilalți călători
locuitori vor prezenta obligatoriu rezultatul testului PCR în format electronic sau imprimat la sosirea în Spania, după care li se va lua temperatura, vor da o declarație referitoare la starea de sănătate, iar cazurile suspecte vor fi verificate de personalul sanitar. Rusia a ajuns să înregistreze zilnic câte 20.000 de cazuri de COVID. Spitalele sunt supraaglomerate, iar autoritățile încearcă din răsputeri să facă față noului val al pandemiei. Pentru a obliga populația să respecte restricțiile impuse, s-a trecut la măsuri punitive. Se fac controale drastice și amenzile sunt usturătoare. Detalii de la corespondentul TVR Liviu Iurea. Controlele se fac în mijloacele de transport în comun și în spațiile închise, în special cele aglomerate. Mai mult, nu ești lăsat să intri la metrou dacă nu ești echipat corespunzător, cu mască și mănuși. Сознание пассажиров и социальной ответственности повысилось очень сильно, потому что более чем 95% соблюдают масочный режим и рекомендации Роспотребнадзора. Cei care nu respectă restricțiile impuse primesc amendă, echivalentul la 55 de euro. По результатам проведенных обследований на предмет соблюдения использования средств индивидуальной защиты гражданами выявлено 47 нарушений. Zilnic, vagoanele de metrou, sălile de așteptare în gări, scările rulante și lifturile sunt dezinfectate. Primăria Moscovei a prelungit restricțiile până pe 15 ianuarie. Cluburile de noapte, barurile, discotecile și restaurantele vor fi închise după ora 23. Sălile de spectacol, de cinema, pot funcționa doar la o capacitate de 25%. În aceste condiții, restaurantele nu mai pot organiza masa de Revelion, pentru că vor rămâne închise și în noaptea de anul nou. Din Moscova, pentru Telejurnal, Liviu Iurea. În această perioadă, tot mai multe persoane devin vulnerabile și au nevoie de ajutor. Din fericire, se găsesc și cei care să-i ajute. Voluntarii sunt cei care oferă în România, la Cluj, o masă caldă pentru 10 de bătrâni. Pentru a face bine, unul dintre voluntari se folosește și de pasiunea de a merge cu bicicleta, deși are 67 de ani. Domnul Cornel Simu merge zilnic zeci de kilometri cu bicicleta. Așa s-a obișnuit, dar acum, deși are 67 de ani, vrea și să ajute alți oameni care au nevoie de sprijin, tot bătrâni. A rămas fără loc de muncă din cauza crizei COVID și s-a alăturat atunci voluntarilor din Serviciul de Ajutor Maltez. Am zis că ori fac voluntariat, ori fac curierat, pentru că erau destul de legat de bicicleta. Umblu destul de mult, umblu pe dealurile zona Clujului, e o pasiune într-un fel. O masă caldă este foarte utilă pentru cei singuri și neajutorați. Domnul Simu știe acest lucru și pedalează grăbit pentru a ajunge la ei. Și deși el este pus pe fapte bune, unii îi fac rău. I-au furat bicicleta. Atunci, reprezentanții ONG-ului unde este voluntar i-au făcut o surpriză. A fost foarte amabil și m-a ajutat cu bicicleta asta. În Cluj există mulți bătrâni pentru care voluntarii sunt singurele persoane pe care le văd zile la rând. Serviciul Maltez de Ajutor are mai multe proiecte în țară. Avem un cămin pentru vârstnici la Timișoara, avem un centru rezidențial pentru adulți cu dizabilități, locomotorii în Dorobanți, județul Arad, avem adăpost de noapte la Sfântul Gheorghe, centre de zi pentru copii aici în Cluj. În Cluj, voluntarii ajung la 120 de bătrâni în fiecare zi și le lasă câte o masă caldă plătită din donații. Programul poate fi oricând extins dacă vor fi și mai mulți donatori. Serviciul Maltez de Ajutor poate fi contactat inclusiv prin e-mail. Atât pentru această oră. Cu mai multe informații vă așteptăm la Telejurnalul orei 18. Rămâneți cu TVR Moldova, eu sunt Victoria Ocare și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă vă doresc. La revedere!